Islamiștii palestinieni Hamas continuă să lanseze rachete asupra comunităților civile israeliene, ridicând numărul total de proiectile lansate fără discriminare la aproximativ 3800 și numărătoarea continuă. Majoritatea rachetelor au fost interceptate de sistemul de apărare israelian, dar câteva rachete au lovit zone civile. Au fost înregistrate pagube materiale și mai mulți civili răniți, dintre care doi și-au pierdut viața. Erau cetățeni tailandezi. Ierusalimul este hotărât să distrugă infrastructura teroristă în toată fâșia Gaza. În ciuda eforturilor israeliene de evitare a victimelor civile palestiniene, Serviciul de Salvare din Gaza afirmă că mai mulți civili palestinieni au fost uciși. Serviciul de Ambulanță din Gaza este controlat de organizația islamistă Hamas, iar cifrele vehiculate nu au putut fi verificate și din alte surse. În interiorul Israelului au fost raportate sute de revolte ale arabilor israelieni, poliția intervenind pentru a restabili ordinea. Binecunoscutul autor Amir Tsarfati ne informează că în nordul Israelului a fost deschis un al doilea front de luptă în urma atacului cu rachete lansate dinspre Liban spre Israel. Lynn Hastings, coordonatorul umanitar al ONU în Palestina, a declarat că atacurile cu mortiere din partea Hamas asupra convoaielor cu ajutoare umanitare și asupra personalului umanitar ONU sunt inacceptabile și împiedică intrarea proviziilor umanitare vitale în fâșia Gaza. Teroriștii din Gaza au lansat un bombardament masiv asupra sudului Israelului, imediat după ce IDF a coordonat trecerea camioanelor cu combustibil în fâșia Gaza. Mai erau programate să treacă punctul de frontieră și alte 40 de camioane încărcate cu alimente, echipamente medicale și ajutor umanitar. După ce au trecut primele 8 camioane, a urmat atacul din partea Hamas, transporturile fiind oprite din motive de siguranță. Reprezentantul ONU face apel la Hamas să oprească agresiunea pentru a permite intrarea ajutoarelor de urgență. Nu au fost înregistrate victime în rândul personalului ONU. Danny Kopp, președintele Alianței Evanghelice din Israel, a oferit câteva informații interesante preluate de Evangelical Focus în legătură cu situația internă din Israel, care este extrem de dificilă. Au avut loc numeroase încăierări între extremiștii israelieni și palestinieni. Cu toate acestea, potrivit președintelui Alianței Evanghelice din Israel, există și o, cităm, majoritate tăcută care dorește să conviețuiască în pace, dar care este mai puțin vizibilă decât extremiștii gălăgioși și violenți care fac acum ravagii, dar care par majoritari. Au fost mai multe proteste în toată țara, cităm, care au inclus atât arabi cât și evrei, ce denunțau violența și intoleranța de ambele părți. El a fost plăcut surprins atât de numărul mare al participanților, cât și de sprijinul oferit de trecători. Kopp a subliniat că evanghelicii din toată țara și-au adunat de urgență congregațiile la rugăciune. Este deosebit de încurajator să vedem că multe biserici, atât arabe cât și evreiești, se roagă în mod clar pentru ambele părți ale conflictului, ca Dumnezeu să protejeze și să aducă pacea tuturor. Pentru că rugăciunea are putere și astăzi, ea este parte a rezolvării acestui conflict. Această situație i-a unit pe evanghelici și mai mult. Statele Unite ale Americii condamnă cu tărie comentariile antisemite ale președintelui turc Recep Tayyip Erdogan privind poporul evreu și le consideră condamnabile, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat Ned Price. Erdogan, care are strânse legături cu Hamas, a acuzat Israelul de terorism și a spus recent că violența este în natura lor, a evreilor, informează TPS. Cităm, sunt ucigași până la punctul în care ucid copiii care au 5 sau 6 ani. Ei sunt mulțumiți doar sugându-le sângele, a spus președintele Erdogan. Price i-a îndemnat pe Erdogan și pe alți lideri turci să se abțină de la afirmații incendiare care ar putea incita la violențe suplimentare. Erdogan, la rândul său, l-a acuzat pe președintele Joe Biden că are mâinile pătate cu sânge din cauza sprijinului acordat de Washington campaniei antiteroriste a Israelului în fâșia Gaza. Secretarul de stat american, Antony Blinken, a dezvăluit că Washington lucrează în culise în efortul de a opri violențele dintre Hamas și Israel.